Un grup de oameni de litere, profesori și scriitori contemporani, coordonați de Marian Boboc, bibliotecar la Biblioteca Municipală din Petroșani, au marcat în felul lor ce 100 de ani de când I de Sârbu s-a născut. Un colaj cu cărțile lui Sârbu a fost expus la bibliotecă, iar cu acest prilej, aici a avut loc și o manifestare culturală, una care să marcheze cumva și în lumea cărților acești 100 de ani. Am spus deascăl, scriitor, cititor, la centenarul Ion de Sârbu, manifestării noastre, deoarece Ideea a aparținut și Catedrei de e, Literatură Română de la Colegiul Economii Hermes și Cenacului Boema, care aia aici astăzi va prezenta sau prezintă două, uh, două comunicări, una a mea și una a profesorului Ion Hirghiduș. Uh, deci vrem să fie, i-am spus noi vorbi și scrie despre scriitorul Petilan, nu o manifestare cu ștaip, ci o manifestare colobială, eu de Sârbu fiind un tip, de cât am înțeles eu de la cei care l-au cunoscut din Craiova, foarte colombial. Toți cei care s-au gândit la Sârbu au zis că nu ar fi rău să ia urma pașilor săi, la propriu, și vor face un marș prin oraș, prin locurile prin care acesta a trecut. Este în acest fel un mod de a-i călca pe urmele pașilor săi. Ne vom uh, plimba prin fața uh, locui, uh, clădirilor prin care la ceas de seară să încă se mai vede umbra lui Ion de, de Sârbu. Uh, acestea sunt, uh, mă rog, la fostele ACP unde el a lucrat o vară, am înțeles, sau câteva luni, mă rog, un timp. Acolo nu mai sunt clădiri, din păcate, e chiar nu numai umbra lui Sârbu, și și umbra fostelor ACP, nu mai nimic acolo. O clădire unde a stat bloc, e blocul de pe constructorul, la sola lui, acolo, dacă ți minte, a scris și romanul De ce plânge mama, sper să nu mă înșel, dar e mai puțin important, important e că asta la sora lui acolo, Irina Sârbu. Apoi, la școala sportivă actuală, actuala, actuala școală sportivă, fostul liceu de băieți, acolo a, 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 a și a determinat studiile, adică și-a făcut studii liceale. Chiar despre asta este comunicarea mea, elevul Sârg de Ziderilor, liceu de băieți Petroșan, primele clase. Și după școala sportivă, un alt loc unde a stat, unde a locuit sporadic, se află în cartierul Dimitrov. I de Sârbune este nou cunoscut, mai ales grație povestirilor petrilene, casa memorială fiind acum în grija lui Ion Barbu, dar cândva ea a fost salvată la Petrila de Petre Braiț, fost președinte al Ligii Sindicatelor Miniere din Valea Jiului. Se împlinesc zilele aceste 100 de ani de la nașterea unui om greu încercat de istorie, care și-a păstrat ca nimeni altul demnitatea, într-o vreme în care confrații au dat-o pe nimic. S-au târât, nevolnici și lași, încovoiați de propriile scăderi omenești, mai mult chiar decât de apăsarea vremurilor. Căutați cărțile, dragii mei, și veți trăi revelația întâlnirii cu un mare spirit. Ion Dezideriu Sârbu, fiul de miner născut în colonia Petrila, cum îi plăcea să spună, la 28 iunie 1919, acum 100 de ani, este îndemnul filozofului Mihai Șorap, o voce încă puternică a zilelor noastre. Un om ce l-a cunoscut cândva pe Ide de Sârbu,